Vă zic și eu tuturor, bine ați venit la casa Domnului. Și Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Fraților și surori, haideți să uităm pentru câteva clipe, chiar dacă reușim pentru două ore, de tot ceea ce avem îngrijorare în mintea noastră, cum se vor rezolva unele și altele, să le lăsăm, dacă e posibil, dincolo de pragul acestei case, și haideți să ne concentrăm, să ne deschidem inima ca Domnul să o umple cu harul Lui. Nu avem posibilitate chiar așa să o deschidem în altă parte. Așa că în seara aceasta, haideți să profităm de faptul că Domnul trece pe aici. Așa cum cântăm, trece Iisus pe aici. Chiamă-L și cere indurare căci trece Iisus pe aici. Slăvit să fie El. Aș vrea să și deschidem Scriptura și să citim din cartea Luca, Evanghelia după Luca, de la capitolul 8 cu versetul 4 și până la 8, este pilda semănătorului. Și apoi un verset din Osea din capitolul 10 cu versetul 12. Deci Luca 8 cu 4 când s-a strâns o gloată mare și a venit la el norod din felurite cetăți, Iisus a spus pilda aceasta. Semănătorul a ieșit să-și samene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum. A fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit, S-a uscat pentru că n-avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună cu ea și au înnecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod în sutit. După ce a spus aceste lucruri, Isus a strigat. Cine are urechi de auzit? să audă. Amin. Vreau să mai citesc și din Osea, din 10 cu 12, cuvântul care spune astfel. Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou. Este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să vă ploaie mântuire. Amin. Fraților și surori, fratele Dani a vorbit despre semănător, sămânță, pământ. Eu aș vrea să aduc înaintea voastră câteva gânduri binecuvântate despre acțiune. acțiune. Ce trebuie noi să facem? Și recitesc versetul din Osea, din capitolul 10, versetul 12. Semănați potrivit cu neprihănirea, și veți se cera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou. Fraților și surori și iubiți prieteni, aici în textul acesta avem o exprimare foarte clară a unui principiu biblic, și anume, principiul seamănă cu lege, așa îl putem numi. Așa cum ați auzit, Cântându-se aici, în fața noastră, am cântat cu toții de ai semănat în câmpul tău numai neghină, să nu te aștepți la final să culegi altceva. Și cum aplica fratele Simionuc acest principiu seamănă cu lege la experiența celor zece fecioare. Spunea așa bătrânul Simionuc. Frate, zice, dacă ai adormit între fecioarele nechipzuite, nu o să te trezești când vine mirele între cele înțelepte o să te trezești tot nechipzuit. Și atunci ce e de tine? Vedeți, este principiul acesta. Seamănă și culegi ceea ce sameni. Este principiul biblic, se pot da foarte, foarte multe exemple. Eu vreau să mă limitez la o temă foarte importantă pentru tineri în special, pentru adolescenți chiar, și anume problema anturajului problema anturajului. Haideți să citim pentru aceasta 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 33. Să vedem ce ne spune Domnul aici. Nu vă înșelați! Tovărășile rele strică obiceiurile bune. Vedeți, este pus în ghilimele și Apostolul Pavel a preluat un citat din timpul lui. Nu era citat din Biblie. Deși există în proverbe ceva, un verset care seamănă cu acesta. Dar circula acest cuvânt, acest proverb, în timpul Apostolului Pavel. Și este foarte adevărat. Dacă ai acasă o ladă de mere și pui între ele, între cele bune, unul stricat, se strică și celelalte. Dar de ce nu se repară cel stricat? Nu v-ați gândit. Pentru că este în caracterul lui să rămână stricat. Așa că, fraților și surori, să fim foarte atenți unde merg copiii noștri și dacă sunteți aici copii, tineri, adolescenți, să fim foarte atenți cu tovărășile și cu locurile pe care le frecventăm. Haideți să mai citim Proverbe 18 cu 24. Să vedem ce ne spune cuvântul. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Vedeți, acesta este anturajul rău. Dar există și un anturaj bun. Sau putem numi părtășie, frățească. Dar este un prieten și acesta este Hristos Domnul, care ține mai mult la tine decât un frate. De ce? Și a dat viața pentru noi. Fraților și surori, iubiți prieteni, iubiți tineri, iubiți copii, Haideți să ne uităm puțin în Biblie și să oferim câteva răspunsuri la problema aceasta a anturajului rău. Că dacă e bun, e foarte bine, dar dacă e rău, e problemă. Am găsit în Biblie și nu mică mi-a fost mirare acest cuvânt, haidem, haidem. L-am găsit în multe, în multe locuri. Doar în cartea Geneza am găsit de multe ori, utilizându-se acest cuvânt, haidem, cuvântul anturajului, vorbesc mai mulți. Cain îi spune lui Abel, haidem să ieșim la câmp. Și au ieșit și unul dintre ei a devenit ucigaș. La turnul acela pe care îl cunoaștem cu toții, cu încurcarea limbilor, haidem să construim un turn, să ne facem un nume. Mai târziu, fetele lui Lot, Haidem să-l îmbătăm pe tata. Și observați acest cuvânt, haidem, este folosit cu conotație rea. Dar există și cu înțeles bun. Mă bucur când mi se zice cum. Haidem la casa Domnului, slăvit să fie Domnul. Dar haideți un pic împreună, de aceea spune și cuvântul ăsta, haidem, haidem împreună să analizăm puțin problema anturajului rău. Uh, nu mi-e rușine să o spun, deși ar trebui poate să-mi fie rușine, dar știu că lucrul acesta domnul l-a iertat, l-a șters. Eram copil, cred că eram pe clasa a doua, când un coleg cu numele de Lucian mi-a zis: Mai zice, hai cu mine că părinții mei de obicei sunt pe la serviciu și. E oră propice să vii la mine acasă, să vezi ce o să-ți arăt. Și m-am dus cu el. Nu prea aveam nici eu treabă, eram copil atunci, nu știam lucrurile dacă sunt bune sau rele, îi credeam pe toți oamenii foarte buni, mai ales pe copii, și m-am dus cu el. Și ducându-mă cu el, uite, îți dau de aici, uite, în frigider câte avem, o, oh, înghețată, cu tare, cu tare, mi-a picat bine treaba asta. Și hai să ne uităm la un film, Mă zic, eu nu știu cum e aia să te uiți la un film, că din familie de pocăiți și la noi nu avem televizor, nu avem nimic, nimic. Ce e la film? Am auzit eu ceva, dar mă zice, hai că-ți spun și mi-au pus. Piedone, cu unul din Italia, care se bătea și făcea acolo grozăvi. Și ce mi-a picat de bine, extraordinar. În următoarea zi, iar măi, pot să viu la tine. Deja am prins cumva gustul și m-am dus. Și mi-au pus alt film și tot așa, tot așa, la un moment dat mi-au pus ceva cu niște murdări, că n-are rost să vi le spun. M-au urmărit fraților și suror de la vârsta aceea fragedă, toată viața, până am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu, să-L rog pe El să mă boteze cu Duhul Sfânt. Și după ce m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, când mă bucuram mai tare în rugăciune și în cântare, veneau imaginile murdare în mintea mea și nu mai știam cum să le dezlipesc de acolo. Atâta de mult m-am luptat cu lucrurile alea, până într-un moment în care Dumnezeu mi-a vorbit printr-un frate și mi-a spus așa, Trebuie să iei din mintea ta lucrurile murdare, exact cum te duci într-o cameră în care ai niște tablouri care nu îți plac. Le iei de pe pereți, le arunci la gunoi, dar tu acum nu poți să le arunci la gunoi. Tu trebuie să le dai lui Isus, dai ale unul câte unul, fiecare lucru. Și o trebuit să intru într-o rugăciune de mărturisire specială, măcar că am mai făcut-o și altă dată, și să spun, Doamne, uite, imaginea asta, poftim, imaginea asta, imaginea asta, imaginea asta. Și așa am scăpat, și Dumnezeu a venit și mi-a golit toată mintea și ființa mea de murdărie și mi-a umplut-o cu puterea Duhului Său. Fraților și surori, am spus acest lucru, ar trebui să-mi fie rușine, dar nu știu ca și copil, ce era să fac? De unde să știu că mi se întinde o cursă? De unde să știu că aceea este cursă? Dacă n-am mai văzut-o niciodată. Și uite, problema aceasta a anturajului rău este o problemă actuală, mai ales acum cu copiii noștri. Haideți să ne uităm puțin la cauzele presiunii anturajului. Lumea are o presiune deosebită asupra copiilor, Familia iarăși are o presiune deosebită asupra lor. Ei înșiși, că nu se înțeleg iarăși, pot să o apuce pe o cale greșită. Și pe lângă toate acestea, vina poate să fie și a bisericii, fraților și surori. Întâi de toate, lumea din jurul nostru cu tehnologizarea ei. Tehnologia asta, a ajuns tehnologia la niște cote înalte, fraților și surori. Și ceea ce se promovează pe micile și marile ecrane, aceea intră și în școli, în grădinițe, în facultăți, pe la locul de muncă și nu se pot duce copilașii noștri la grădiniță sau la școală fără să aibă niște adidași de marcă, fără să aibă o bluză sau nu știu ce haină de la o firmă cu brand de top, asta se vehiculează în lume. Fără să aibă un telefon inteligent, dacă e posibil să fie de ultimă generație. Și prin aceste mici și mari ecrane se promovează așa de mult chipul lumii despre care ne spune foarte clar Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 12. Versetul 2, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi voia lui Dumnezeu. Or, fraților și surori, chipul lumii este acesta. Și de multe ori suntem surprinși să vedem că acești copii care au crescut în tinda bisericii și în familiile noastre vin acasă cu gânduri străine de ceea ce le spune Domnul prin cuvânt și nu știm de ce este așa. Dar uite care un, un răspuns este acesta. Tehnologizarea asta puternică. În Daniel, în capitolul 5 cu versetul 17, nu vreau să-l citesc, dar dacă se poate afișa ar fi tare bine, este aici cazul lui Daniel care vine în fața împăratului. Bineînțeles că nu exista atunci tehnologizare, nu era internet, nu erau atâtea uh, tipuri de haine și de papuci și așa mai departe, dar totuși să fii numărul unu în Babilon, și împăratul să-ți dea un lanț de aur, să-ți dea o haină strălucitoare și tot să te vadă, măi, ăsta e omul numărul unul cel mai deștept din tot regatul, din toată împărăția. Că el i-a tâlcuit împăratului scrierea care era pe zid. Dar Daniel știind că este o cursă pentru sufletul lui, o cursă a mândriei, a răspuns îndată împăratului, țineți darurile și de altuia răsplătirile tale. Eu am un dar pe care mi l-a dat Dumnezeu, și pe acela nu-l dau pe bani, nu-l dau pe haine, nu-l dau pe alte lucruri. Uitați, fraților și surori, o cauză a presiunii anturajului este tehnologizarea. Prin asta năvălește în casele noastre puterea divertismentului. Când nu poți pe copilul tău să-l pui deoparte până îți faci tu ceva acolo, prin casă, speli, Faci tu ceva ce trebuie făcut, ca o, ca o gospodină bună. Imediat ai la îndemână un ecran, îi pui înainte niște desene și te lasă liniștit și tu poți să-ți faci treaba. Dar uite ce mare este puterea tehnologizării prin divertisment. Se duce copilul la școală și nu mai are mintea aceea curată, imaculată, albă, care ar, ar fi trebuit să o aibă, ci are o minte bolnavă, o minte bombardată de imaginile acelea de pe internet. Eram într-o familie și mi-a povestit, cred că soțul, tatăl acelei familii, erau copii acolo, mi-a zis că el n-a știut care e treaba copiii au zis de pe la școală, Harry Potter, Harry Potter e mic cu vrăjitor de pe ecrane. Și imediat, băi, zice, dacă la copil îi place, lasă-l să se uite. Și zbura Harry Potter pe ecran cu mătura, călare pe mătură ca un vrăjitor. Și copilul se uita. Și într-o noapte, spunea acest frate, m-am speriat, copilul a început să plângă atâta de tare, încât imediat am sărit din pace, am fugit în camera lui. Și nu era copil mare, 4, 5 ani, 6 ani, nu era copil mare. Și când ajungem în camera lui, copilul cu ochii țintă într-un colț al camerei și cu degetul întins și zice, copilul, copilul, copilul. Și zice, tata, am văzut cu ochii mei, e copilul ăla cu ochelarii lui, ca de motociclist. ce l-am văzut acolo, cu ochii mei, era o arătare, era un demon care a venit să-mi sperie copilul și era demon cu chipul celui din ecran. Și atunci, a zice, i-am luat toate casetele, că atunci aveau și casete, și CD-uri, și DVD-uri, ce le-am aruncat la coșul de gunoi și am zis, mie nu -mi trebuie să-mi intre diavolul în casă. Uite, fraților și surori, este o cauză a presiunii anturajului te duci acolo la școală, la grădiniță, bă, tu ai văzut filmul cu tare, nu l-am văzut, o, oh, ce prost ești, prostănacule. Cam asta se spune fraților și surori peste tot. Și apoi bietul de el merge acasă, ce hai să intru și eu să văd despre ce-i vorba. Și când intră și știți care e problema, acele filme, acele imagini, nu sunt tocmai extrase din viața bisericii de pe albini. Nu, nu. s-a altceva, și copiii, mai ales murdăriile alea, picanterii, alea, murdare le caută. Și spun, tu ai văzut secvența aceea? Te întreabă exact de secvența aia. Și prostănacul din albini copilul ăla trebuie să se adapteze, că altfel e un inadaptat. La ce să te adaptezi? La Sodoma și Gomora? La păcat? La lumea asta care va merge în iad? La iadul ăsta din timpul nostru? La asta să ne adaptăm. Uite ce spune Biblia. Să nu vă potriviți chipului, viacului acestuia. Fiecare viac are un chip al lui. Trăim în anul 2018, este secolul vitezei, secolul internetului. Secolul ăsta o să mai meargă mult și bine până în anii uh, 2100, dar noi nu o să mai există mulți dintre noi. Noi nu trebuie să ne potrivim chipului viacului. Uite, o cauză a presiunii anturajului este tehnologizarea. A doua cauză, extrasă tot din Biblie, din experiența de fiecare zi, este răceala familiei, fraților și surori. Răceală în familie. A inimii părinților. Sunt copii care vin și caută ceva în familie și anume căldura inimii. Caută o inimă, nu un aparat, o inimă. Asta o caută copilul. M-am uitat într-o familie din scriptură, în Geneza 19, cu versetul 2 și 3. Ajung îngeri în familia lui Lot, și când intră acolo, știți ce le spune Lot? Vă dau niște apă să vă spălați picioarele. Se poate și afișa textul ăsta. Geneza 19, cu 2. Vă dau apă să vă spălați picioarele. Ei, nu, nu, nu. Așa, până la urmă intră, versetul 3 spune că le-a pus niște azim, niște pâine să mănânce. Dar ce diferență între Lot și Avram? Când au venit musafirii cerești acolo, Avram le dă mâncare bună, le spală picioarele, le spune mai rămâneți, hai să povestim, începe să se roage, să mijlocească pentru Sodoma și Gomora. Dar Lot, un om rece, când vin musafiri de la biserică la el, și încă erau de la biserica din cer, Lot le spune: Vă dau apă, spălați-vă voi picioarele, vă dau un pic de pâine goală, mâncați dacă sunteți flămânzi, și apoi culcați-vă, treaba voastră. Și știți ce s-a întâmplat mai târziu? Că fetele lui Lot n-au fost impresionate de căldura inimii familiei, a tatălui, a mamei. Ce căldură a avut bietul Lot în inima lui față de nevastă sa, că în timp ce fugea din Sodoma, nevasta rămâne în urmă și Lot în loc să zică, hai dragă, hai dragă, o lasă, du-te, stai liniștită, mă duc mai departe. Ce căldură în inima lui Lot când se mută cu fetele într-o peșteră în loc să meargă și să stea ca oameni într-o cetate, stă într-o peșteră acolo, pustnic. Și această răceală din inima părinților s-a transferat asupra copiilor și fetele ajung niște stricate. Și este, ce să zic, cazul multor familii, izolarea părinților de copii. Răceală a inimii, te lupt și slavă Domnului, te o ajutați, ai făcut o casă, ai construit-o e frumoasă, e bună. Ai faci cămăruța lui, camera lui. Altădată stătea familia, mama, tata și încă 10 sau 12 într-o cameră. Erau aproape. Își vedeau fiecare problemele unul altuia. Știau să-i spună la mama, mama vedea, tata vedea. Erau sub supraveghere directă. Ai luptat, ai făcut o casă frumoasă, i-ai făcut cămăruța lui, l-ai izolat. Stă acolo în cămăruța lui. Și nu-i rău. Nu-i rău, dar problema e alta. A fost aici în, în Cluj, de mult, de mult, un caz tragic. După ce părinții s-au mutat într-o casă mai mare, i-au făcut copilului cămăruța lui, au cumpărat mobilă nouă și în noaptea l-au auzit plângând. Dar care plângea? Și-au strigat din camera lor, obosit, lasă copile, lasă, fi liniștit, noi suntem aici. Și-au adormit, s-au întors pe partea cealaltă și-au adormit. Dimineața copilul era mort o că intrase în garnitura aceea de pat și nimeni n-a văzut-o. Și-a -o adus-o de la magazin, cu tot cu pat. Și noaptea aia eu sub sângele la copil și copilul a rămas alb, galben dacă vreți, până dimineața. Dar ce să vorbim că că asta în chip invizibil a intrat în familiile noastre? și spune în Ieremia în capitolul 9 să facem cântece de jale că moartea a intrat pe ferestrele noastre și ne mănâncă copii în casă și izolat copilul și tu ți vezi de familia ta, așa zici, mergi la serviciu, îți faci exemplar tot ceea ce ține de tine ca tată sau ca mamă. Dar copilul tău e izolat în camera lui cu nevăstuica, cu internet. Și se uită și intră prin cotloanele și labirinturile morții și nu mai iese niciodată de acolo. Și uite ce spune Biblia, răceala inimii părinților față de copii. Ce să mai vorbim de lipsa comunicării? Adonii a fost un copil căruia tata niciodată nu i-a spus, faci rău. Dar nu știu dacă i-o zis, faci bine. Pentru că David era un om al lui Dumnezeu care știa ce e bine și ce e rău. Dar n-a avut timp cu atâtea războaie și probleme în regatul lui să stea cu propriul copil la poveste și să-i spună ce probleme ai, face rău copile. N-a apucat. Pentru că a lipsit comunicarea dintre ei și într-o zi copilul lui s-a văzut rege. Și a zis, eu sunt regele. O trebuit să moară. Pentru că era răceală în familia lor. Apoi mai este o a treia cauză imaginea deformată despre sine pe care o au mulți copii. În momentul în care ei cresc fraților și surorile, le cresc picioarele și mâinile și încep să apară primele tulei aici pe la mustață și pe la barbă. Nu știu ce se întâmplă cu ei, nu se înțeleg, nu știu ce probleme au și au o imagine deformată, de obicei deformată față de sine. Ei iau oglinda în chip simbolic vorbesc. Și ori exagerează și se văd prințese și prinți căzuți ca stelele din cer și găsim în estera, în capitolul 6 cu 6, pe Haman care o zis mie mi se cuine să-mi dea împăratul înălțare. Așa a fost crescut. A avut o oglindă deformată. Deformată. Fie au o oglindă care diminuează și se văd mici și neînsemnați și ca ei nu-i nimeni de mic și sprav de pe cum fântânii și ei este o nulitate în lumea asta și au omul nici nu are rost să se uite către ei, că nu știu dacă au ei echip de om sau de fiară. Și mai sunt alții care iau oglinda și se uită în ea și vine peste ei un duh de judecată. Și asta e a treia categorie, judecă pe alții și întorc oglinda către alții, la ei nu se mai uită, tot la alții. Dar sunt alții care au o imagine clară și corectă despre sine. Și aceea este imaginea slujitorului. Băi, cum arăt eu? Cum oi fi eu? Domnul poate să ia o epavă și să o facă un slujitor al lui, slăvit să fie Domnul. Pentru că s-a întâmplat și în chip simbolic ne vorbește Biblia. Moise a făcut ligenele pentru spălarea preoților din oglinzile femeilor ce stăteau la ușa cortului. Ele probabil ca orice femeie se uitau să arate bine, să se aranjeze și Moise a zis trebuie să lucrăm un pic mai mult la casa lui Dumnezeu. Și atunci le ia oglinzile, le topește, face ligian și devin din oglinzi ligene pentru slujire. Cam așa ar trebui să se întâmple cu fiecare dintre noi. Oglinda în care mă tot uit, ori mă admir, ori mă detest, ori mă uit la alții, zice: Domnul, nu, nu, nu. Fă tu din oglinda asta un lighean al slujirii și lasă oglinda pe seama mea: Uită-te la mine, ai ochii țintă spre mine și atunci ai rezolvat problema. Raților și surori, eu vreau să mă opresc la lucrurile astea fără a uita să pomenesc al patrulea lucru, a patra cauză. Și cu tema asta cred că vom continua data viitoare. A patra cauză a presiunii a anturajului este pierderea sfințeniei din biserică. Altă dată, gândiți-vă, și aici biserica albinii, martoră, bătrânii de altă dată, când veneai marțea la biserică și era un clocot și o putere în casa lui Dumnezeu, Încât îți era frică să deschizi ochii, nu cumva să vezi o, o lumină strălucitoare care să te orbească. Și știai, copil fiind, nu conta, că dacă te duci la școală o săptămână întreagă, tu ai o frică de Dumnezeu, nu cumva să cazi în păcat, că duminică iară te duci la biserică. Și dacă lângă tine pe bancă stă un proroc al lui Dumnezeu și îți spune, hei, ce ai făcut alaltă ieri? cum s-a întâmplat în Târgu Mureș. Tânăr care s-a dus la film duminică dimineața și seara merge la biserică, n-are cine să predice și îl cheamă frații, hai și predică. Și zice, băi, zice, mi a dat domnul un har că n-am avut niciodată așa har ca în seara aceea. Dar la final se duce la el un proroc al lui Dumnezeu și spune, unde ai fost azi dimineață? Și zice, nicăieri. Auzi, ca să nu mai repeți minciuna asta, eu pot să zic unde te-ai dus, dar să nu te mai duci că Domnul e supărat pe De ce nu m-am mai dus? M-am speriat. Uite, așa ceva ne-ar lipsi. Și atunci copiii noștri se pierde sfințenia din biserică, caracterul de sacru al locului acestuia. Și venim aici ca la programe fraților și surori și ne ducem ca la teatru și vedem cum se îmbracă de ultimă oră și ultimă modă cei care cântă în față, cei care predică, cum le-au stat frizura ce-s astea? Sunt lucruri lumești și se pierde sfințenia din biserică și atunci copiii noștri zic la biserică nu găsesc sfințenia, o găsesc eu în altă parte și se duc în altă parte și nu o găsesc niciodată se rătăcesc de la căile lui Dumnezeu. Fraților și surori, pe umerii noștri zace și stă această mare responsabilitate. Să-L chemăm pe Dumnezeu din nou în mijlocul nostru. El nu este departe, este aproape de fiecare dintre noi. El dorește să vină mai mult decât dorim noi să vină să-și ia locul în biserica Lui atâta numai trebuie să facem loc pentru sfințenie. Sunt mulți care vin și spun, eu nu știu cum să fiu sfânt. Păi nu știe nici vidul cum să fie vid, dar este un gol imens care strigă după ceva. Și când ajunge acel ceva în vid, fie că e aer, fie că e altceva, este absorbit acolo. Așa și inima mea, când e plină de păcate și de rele, atunci nu strigă după Dumnezeu. Dar când o golesc și dau afară tot ceea ce este rău, atunci inima mea, sufletul și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu și tânjește de dor după curțile lui Dumnezeu. Și atunci îl chem pe Dumnezeu și el vine în inima mea și îl aduc în biserică și aduce în fiecare chipul lui Dumnezeu în casa lui. Și atunci Dumnezeu se prezintă, rezolvă cauze, vindecă boli, ridică poveri, eliberează de demoni, că ăsta e Dumnezeul nostru. Când va năvăli vrăjmașul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă, spune Cartea Sfântă. Și așa se întâmplă. Tot încercăm noi cu sfaturi, cu rugăciuni, cu una cu alta, nu reușim noi, suntem oameni. Dar când vine Duhului Dumnezeu, atunci rezolvă problema că El este Dumnezeu, slăvit să fie El. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Și dacă cumva avem pe inimă ceva înaintea lui fraților și surori, este un verset, un text frumos în Biblie care să știți că ne încurajează. Poate că ești părinte, ți-a trecut vremea și copilul tău a trecut deja la perioada aceea în care nu te mai ascultă și te gândești, măi, dacă aș fi făcut eu altă dată altfel și ai frustrări și necazuri și supărări, și uite ce promisiune îți spune Domnul Ioel în capitolul 2, citesc de la versetul 21 în jos ca să înțelegem contextul. Nu te teme, aici zice pământule, dar puneți numele tău aici. Nu te teme cu tare, ci bucură-te și veselește-te, căci Domnul face lucruri mari, slăvit să fie El. Versetul 23, voi copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, că El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și târzie ca o dinioară. Ce se va întâmpla, Doamne? Ariile se umplu de grâu, tocitoarele și teascurile de must și de un adică familia ta poate să fie restaurată prin puterea lui Dumnezeu. Și versetul 25, ascultați cu mare atenție, Vă voi răsplăti astfel anii. Sunt ani în viața ta în care n-ai vegheat asupra copiilor și s-au dus în lume. Și Domnul zice, eu am putere să fac o mișcare, o transformare, o schimbare totală, o metamorfoză și anii pe care i-au mâncat lăcustele, eu îi voi răsplăti și îți voi da bucurie. Slăvit să fie Domnul! Haideți să ne rugăm, îi mulțumim Domnului pentru seara aceasta, apoi la final prin fratele Dan Iman, mulțumim individual, amin.